Salutare, gândăcei! A fost sau nu marele urs brun Arthur ucis de deja celebrul prinț Emanuel von und zu Liechtenstein? Aceasta este cea mai nouă dilemă a țării noastre și, desigur, subiectul îndelung dezbătut de toată presa din România, din Austria, dar și din alte țări ale Uniunii Europene. Dacă cumva nu știți despre ce este vorba, vă facem noi un scurt rezumat. Țara noastră se mândrește cu cea mai mare populație de urși din Europa și avem și câteva exemplare deosebit de mari, printre care ursul brun Arthur, despre care se spune chiar că ar fi fost cel mai mare urs brun din Europa. România a interzis vânătoarea de trofee în anul 2016. Cu toate acestea, se pare că se fac excepții în cazuri extreme, cum ar fi atunci când un urs deteriorează proprietăți în mod repetat sau amenință așezări umane și implicit viețile oamenilor dintr-o anumită zonă. Prin urmare, prințul Emanuel von und zu Liechtenstein a venit în țara noastră în prima jumătate a lunii martie a acestui an, având o derogare de la Ministerul Mediului, valabilă între 12 și 16 martie, conform căreia putea să împuște o ursoaică cu pui, ce se pare că ar fi cauzat pagube mai multor ferme din Ojdula, județul Covasna. Prințul s-a pus imediat pe treabă și a plecat în căutarea ursoaicei cu pricina, pe care a găsit-o și a eliminat-o. Însă, surpriză, se pare că ursoaica eliminată este de fapt ursul brun pe nume Arthur. Conform declarației președintelui organizației de mediu Agent Green, pe numele său Gabriel Păun, ursul Arthur avea 17 ani, trăia în adâncul pădurii, nu era obișnuit cu oamenii și nici nu venea în apropierea localităților în căutare de hrană. Mai mult, uriașul Arthur nu a deranjat niciodată vreo fermă, nu era considerat un pericol pentru oameni și locuia într-o zonă protejată din Munții Carpați, unde vânătoarea ar trebui să fie interzisă. Tot președintele Agent Green a relatat pentru presă că se întreabă cum prințul în cauză ar fi putut confunda o ursoaică care vine în sat cu cel mai mare mascul care locuiește în adâncul pădurii. După părerea sa, acesta nu a venit să rezolve problema localnicilor, ci să omoare din adins ursul cu pricina și să ducă acasă cel mai mare trofeu de acest gen pentru a-l atârna pe perete. Dar cine este acest prinț Emanuel responsabil de uciderea ursului? Conform surselor, titulatura întreagă a prințului este înălțimea sa, Serenissima Josef Emanuel Leopold Marie. Are 32 de ani și este singurul fiu al cuplului regal Nicolaus și Margareta de Liechtenstein și al 16-lea în linia succesiunii la tron. Acesta este de profesie medic, însă lucrează în medie 80 de zile pe an, iar restul timpului și-l petrece administrând castelul Riegersburg, situat în landul Stiria și domeniul uriaș pe care acest castel se află. Prințul Emanuel, cunoscut până acum doar printre rândurile celor cu sânge albastru, este nepotul actualului prinț domnitor al Liechtensteinului. Hans Adam al II-lea, pe numele său întreg Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marco Daviano Pius, s-a născut în data de 14 februarie 1945 și este cel mai bogat monarh al Europei, averea sa depășind 7 miliarde de euro. După o lungă perioadă în care nu a dat nicio declarație, prințul Emanuel von Liechtenstein a trimis o scrisoare cotidianului austriac Kronen Zeitung, prin care a recunoscut că a fost la vânătoare în România, dar spune că a făcut-o în mod legal și respectând legislația. În continuare, acesta susține, bineînțeles, că nu ar fi împușcat ursul pe nume Arthur și că acest lucru se poate documenta cu imagini. Mai mult, acesta a declarat că ursul pe care l-a împușcat se afla la 250 de metri de casele oamenilor și nici de cum în adâncul pădurii, iar el, în felul acesta, a eliminat un pericol. Prințul a mai relatat în respectiva scrisoare și că regretă și își cere scuze pentru faptul că în urma acestui incident s-a creat o falsă impresie care a rănit sentimentele multor oameni. Acesta susține că vânătoarea ca mijloc de a controla suprapopularea unor specii și de a le asigura supraviețuirea este o tradiție în familia sa și că în cazul de față a servit și pentru îndepărtarea unui pericol real. Dacă vă întrebați cum și-au exprimat conaționalii noștri indignarea pentru cele întâmplate, ei bine, prin recenzii negative. Și nu la adresa prințului, ci la adresa castelului Riegersburg, deținut de prințul austriac. Mai exact, castelul cu pricina a fost atacat virtual cu un val de recenzii negative. Săptămâna trecută, pe 6 mai, majoritatea comentariilor cotau domeniul Riegersburg cu 5 stele, domeniu care este, bineînțeles, și obiectiv turistic. Dar în decurs de câteva ore s-au strâns peste 11.000 de recenzii negative care făceau aluzie la escapada prințului în România, iar evaluarea castelului scăzuse la numai 2 stele. Comentariile provin din partea românilor care au vrut să răzbune moartea ursului.
Interesant este însă că miile de recenzii negative au dispărut la fel de repede cum au apărut, deoarece vineri pe 7 mai, ratingul castelului era din nou la 4,6 stele. Mai mult, pe TripAdvisor a apărut și o postare, care încă este valabilă, prin care am fost înștiințați că din cauza unui eveniment recent care a atras atenția presei și a provocat un aflux de comentarii care nu descriu o experiență directă, a fost suspendată publicarea de noi recenzii. Între timp, din păcate, oficialii noștri se încurcă în explicații și declarații. Unii sunt siguri că ursul într-adevăr este Arthur, alții spun că așteaptă probe ADN. Unii spun că prințul a primit invitație și deci vânătoarea s-a efectuat conform legislației în vigoare, în timp ce șeful gărzii de mediu are suspiciuni de braconaj și susține că sub nicio formă nu ar fi trebuit să se elibereze vreo autorizație de vânătoare. Ministrul aruncă vina pe animalele care fac probleme în regiunea cu pricina, iar șefii asociației de vânătoare din Covasna se abțin de la comunicarea unui punct de vedere. Mai mult, primarul localității pe raza căreia se află fondul de vânătoare susține sus și tare că și ursul ucis de prinț ar fi creat în ultima vreme mai multe stricăciuni, oricare ar fi fost respectivul urs. Deci noi ce am putea să mai înțelegem din toate aceste lucruri? Un lucru este cert, urșii bruni sunt o specie protejată în conformitate cu legile române, dar și cu cele internaționale, iar în România este interzisă vânătoarea de trofee, ceea ce ar însemna că aceste animale nu ar trebui să fie vânate și eliminate decât în cazuri excepționale și de către personal autorizat în acest sens, în niciun caz de prinți pasionați de vânătoare. Și acesta a fost, dragi gândăcei, episodul de astăzi. Întrebarea săptămânii este: voi ce părere aveți despre acest subiect? Așteptăm răspunsurile voastre, ca de obicei, în secțiunea de comentarii. În clipul de data trecută v-am întrebat despre ce alte personalități v-ar plăcea să vorbim în clipuri viitoare. Și am primit ceva răspunsuri din partea voastră, care ne-au inspirat inclusiv pentru clipul de astăzi, așa că mulțumim Digital Man pentru idee și mulțumim tuturor pentru sugestiile voastre. Nu uitați să vă abonați cu clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm, să share-uiți acest clip ca să ajungă la mai multe persoane și să ne ajutați cu un like dacă, bineînțeles, v-a plăcut clipul nostru. Avem și pagina de Facebook denumită Tot Gândăcei de Internet, așa că vă așteptăm cu un like și acolo. Eu sunt Ana și până data viitoare, pa, gândăcei!